APASERV prezintă o instalație mobilă de alimentare cu apă, o instalație foarte importantă, nu atâta pentru noi, cât pentru beneficiarii noștri, în situațiile în care e sistată alimentarea cu apă. Ea este gândită în așa fel încât să fie conectată direct la căminul de apometru. E gândită să funcționăm și să avem o mare operativitate în zonele în care nu e alimentare cu apă, în punctele cele mai sensibile, și asta spun școli, grădinițe, cabinete medicale. Ce face această instalație? Simulează toți parametrii tehnici din rețeaua de alimentare cu apă potabilă printr-o simplă cuplare la căminul de apometru, școala, grădinița sau cabinetele medicale sau agenții care sunt cei mai importanți pentru noi, nici nu simt că nu a fost alimentare cu apă. De unde a pornit toată treaba asta? După perioada de finalizarea lucrărilor pe Petroșani, chiar în ultima perioadă de finalizare a lucrărilor, știm că am avut foarte multe restricții. Apa era asigurată cu o cisternă de apă potabilă. Normal că nu o puteam pune în tot orașul Petroșani, doar în zonele, să zic așa, mai aglomerate în piață. Și de aici, pornind de la sesizările beneficiarilor că nu au apă curentă la robinet, am făcut, nu eu, colegii mei, această instalație mobilă de alimentare cu apă. Cum e instalația care o vedem aici, mai avem încă două, în total sunt trei, astfel încât să avem o operativitate, cum am spus mai la început, în zonele în care se sistează alimentarea cu apă pe o perioadă mai lungă de timp. Care este autonomia? Autonomia acestei instalații, după calculele făcute de noi la școala care consumă cel mai mult apă pe lună, un metru cub de apă asigură funcționarea aproape a 5 ore, Și deci aici are 5 ore. capacitatea Ea este compusă, o să vă spună colegii mei, avem un metru cub de apă la dispoziție, indiferent că e sau nu e energie electrică, ea este funcțională. Alimentarea acelui rezervor tampon de un metru cub se realizează cu alte echipamente care le avem în dotare, acele cisterne în care transportăm apă potabilă, ea putând fi oriunde amplasată, astfel încât cu acea cisternă noi avem rezerva asta tampon de un metru cub, care, repet, prezintă o autonomie de 5 ore la școala cu cel mai mare consum. Sunt trei bucăți, ele sunt, le avem pe fiecare oraș, dar ele fiind mobile, le putem aduce toate pe Petroșani, toate pe Lupeni, toate pe Uricani, indiferent de zonă, astfel încât această nemulțumire de lipsa apei potabile să fie înlocuită cu o instalație care asigură, cum am spus, o perioadă limitată alimentare cu apă potabilă. Ați întrebat cât costă, nu vă pot spune cât costă, pentru că aproximativ 20.000 de lei. Noi sperăm ca să facem mult mai multe instalații din astea, astfel încât să nu ne gândim numai la școli, grădinițe, cabinete medicale, să ne gândim și la cartiere de blocuri, dar asta înseamnă echipamente mai mari, înseamnă o remorcă mai mare, înseamnă un generator mai mare, înseamnă un volum mai mare care nu poți să-l pui, să-l duci chiar la punctul de apome, la punctul de măsurare al blocului. APASERV Valea Jiului Petroșani. Suntem aici să vă prezentăm o instalație care ne-am confruntat cu în perioada restricțiilor, mai ales la școli și grădinițe pe perioada aceasta, cu lipsa apei, și am încercat pe cât posibil să eliminăm acest disconfort, dar fiind multe școli, multe grădinițe, nu puteam simultan să le rezolvăm toate problemele. Prioritar la asta ne-am gândit și aici vreau să vă prezint această instalație care este compusă dintr-un cub care are autonomie de un metru cub capacitate. Avem un generator autonom pe benzină de 2 kW și un hidrofor care poate asigura preluarea apei din acest cub de înmagazinare și cuplarea prin acest fitting direct la branșamentul rețelei școlii, grădiniței sau agentului care va trebui alimentat. Putem să ne gândim
aici la brutării și așa mai departe. Această instalație am gândit-o, deocamdată am reușit să confecționăm 3, cum a spus și domnul director general, o să încercăm să mărim numărul acestor utilaje, ca să avem în fiecare localitate din Valea Jiului. O să facem o probă să vedeți cum instalația funcționează și aici apa, mai departe, ne putem imagina că este cuplată la branșamentul școlii, grădiniței sau obiectivului care trebuie alimentat cu apă. Gradul de încasare mic de la asociațiile de proprietari a scăzut cu aproape 40% de la începutul pandemiei, procent care continuă și acum. Ne facem obligați să venim în sprijinul beneficiarilor serviciului nostru cu propunerea de a trece la încasare directă a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Treaba asta a pornit nu numai de la noi, cât și de la asociațiile de proprietari. În urma discuțiilor avute cu ei, am ajuns la o metodologie care să o putem aplica împreună. Metodologia pleacă de la o cerere din partea locatarului sau beneficiarului de apă, care este în cadrul asociației, prin care solicită trecerea la încasare directă. Pe acea cerere avem o anexă tip în care e specificat dacă are sau nu datorii la apă, la asociație, dacă are sau nu branșament separat, lucru care este evidențiat prin semnătura lui. Această cerere este vizată între, este vizată de APASERV, este vizată de utilizator și de către asociația de proprietari. Dacă beneficiarul are datorii la asociație, la asociația de proprietari, se completează a doua anexă în care se confirmă acel debit restant atât de către asociație, cât și de către utilizator și avizat de către noi. După care omul îți face branșament, își trece la încasare directă. Poate să treacă la încasare directă chiar dacă are branșament individual sau chiar dacă nu are branșament individual. Plata acestui serviciu se face începând de când a început și a făcut el și a fost aprobată cererea, se face la APASERV. Datoria care o are la asociație, care e confirmată de către asociație, confirmată de utilizator și cumva confirmată și de noi, ea poate să fie plătită ori la APASERV, în contul asociației, ori la asociație, astfel încât el să-și stingă datoria ori prin intermediul nostru la asociației, ori direct la asociație. Pentru ca asociația în timp să reducă din creanțele care le are și datoriile care le are către APASERV. Cât de mari sunt datoriile? Datoriile la asociație sunt procentual față de datoriile care sunt undeva la 80% sunt datorii ale asociațiilor. Sunt peste 100 de milioane datorii. Cu toate asociațiile, noi ne judecăm mai puțin 2-3 asociații care înseamnă asociație formată dintr-un bloc și atunci normal e gestionată mai ușor situația. Ne judecăm cu ele, încercăm pe toate căile să ne recuperăm datoriile, dar ajungem în, dacă continuăm așa, o să ajungem în imposibilitatea să mai furnizăm apă și lucru care nu ni-l dorim, ca să sufere bunul platnic dintr-o scară de bloc. Noi am mai încercat treaba asta mai de mult, dar a fost o reticență din partea asociațiilor, că ziceau că spuneau că le luăm membri. Nu le luăm membri, ei rămân în continuare membri în asociația de proprietari, doar serviciul de alimentare cu apă și canalizare este plătit la APASERV. Au înțeles și asociațiile că este un ajutor din partea noastră, pentru că ei nu au toată logistica de a urmări creanțele, de a urmări consumul de apă, cum are societatea care asigură acest serviciu, și mai mult decât atât, formele de plată.
Știm că apa serv, la apa serv se poate plăti apa făcându-ți acel cont. Dacă ești la asociație, nu poți să-ți faci cont, nu poți să-ți faci un istoric al facturilor, nu poți să plătești factura online. Asociația are un singur cont pe asociație și o singură casieră. Noi avem în fiecare punct de lucru casiere, se poate plăti prin și prin la PayPoint și mai multe forme de plată, pe când la asociație este restricționată și forma de plată. După cum spun, tot ce v-am spus și tot ce se și dorința asta nu este numai dorința APASERV-ului, e și cumva dorința asociațiilor de proprietari, dar în primul rând beneficiarilor care ajung într-o dată în imposibilitatea să plătească, pentru că banul este la asociație nimeni, vin la noi să plătească la noi apa, noi nu putem să le încasăm apa dacă n-au contract cu APASERV, având contract cu asociația, și atunci s-a înțeles de toate părțile să creăm această, să zic, procedură prin care să ne ajutăm toți. Nivelul de colectare la nivelul asociațiilor din martie încoace a scăzut cu 40%. Am avut, chiar când a început pandemia, luna martie-aprilie, undeva la 5-5% a scăzut gradul de încasare de la asociație, iar până în momentul de față se menține undeva la 40%. La nivel de APASERV e în scădere, avem undeva la 10% mai puțin încasări față de ce ne-am propus noi ca și venituri prinse în buget.